Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române din Centrul de Cercetare Teologică al Facultății noastre de Teologie. Îngăduiți-mi, ascuns un pic de ploaia de afară, e adevărat, să vă transmit mesajul din ziua aceasta a Sfinților Mucenici Terentie, Pompi, African, Maxim și alți 36 morți în secolul al III-lea. N-am să revin asupra sângeroasei oprimări din perioada aceea, ci astăzi îmi permit să adaug din proloage, pentru că într-un fel sau altul ele cuprind istoria gândirii creștine, să trecem dincolo de istoricitatea aceasta a morților la un cuvânt despre Ava Ilie Pusnicul, cum a biruit el patimile. Spuneau frații despre Ava Ilie că se nevoia din pruncie cu ostenel, că de multe ori foc purta în sân și a se învăța pe frați spre smerenie, arătându-le lor chip de nevoință și zicând: dacă cu adevărat vă osteniți, arătați-o cu fapte. Iar odinioară, fiind el în pustie, a poftit miere și îndată a aflat sub o piatră miere, dar a zis: depărtează-te de la mine, poftărea, că scris este: de trăiți cu Duhul, pofta trupului să nu o faceți. Și lăsând mierea, s-a dus. După aceea, iarăși 3 săptămâni postind, a aflat niște poame aruncate în pustie și a zis: nu voi mânca, nici nu mă voi atinge de ele, ca să nu-ți mintesc pe fratele meu, că scris este că nu numai cu pâine va trăi omul. Deci îl ruga pe el un oarecare frate ca să petreacă împreună cu dânsul în pustie, iar el zicea: nu vei putea suferi ispitele satanei în pustie. Iar acela mai mult îl ruga zicând: toate le voi răbda. Și l-a primit pe el și într-o altă peșteră i-a poruncit lui să petreacă. Iar după ce a venit noaptea, au început dracii a-l supăra cu gânduri spurcate, tulburându-l pe el. Deci acela, alergând, a spus lui Ava Ilie ceea ce i se întâmplase, iar Sfântul, mergând acolo, a însemnat locul acela și a poruncit lui ca de acum, fără frică, să petreacă acolo. Iar acesta era un sihastru din pustia din apropiere și le spuneau fraților povestea aceasta precând veneau la dânsul. Pare o poveste dintr-un film. Dintr-un film pe care câteodată îl vedem cu ochii minții și ne tulburăm. Dar să știți că Biserica totdeauna a avut și are astfel de sfinți încordați pozitiv în tensiunea Împărăției lui Dumnezeu. Modul lor de a fi, modul lor de a vorbi, modul lor de a crește cu bucurie dragostea lui Hristos în inima lor îi face de neînvins. Ei sunt mari luptători pentru Ortodoxie, ei sunt adevărații luptători pentru Ortodoxie și lor se cuvine să fie pomeniți în astfel de perioade cum este aceasta Apostolului Mare și ca modele, dar și ca împlinire ale modelului. Sunt oameni care, o să râdeți, refuzând dulceața mierii acestea pământene, a câștigat dulceața mierii cerești. E important să înțelegeți că întotdeauna la un astfel de efort se cere pe lângă efort și fidelizarea lui, adică așezarea acestui efort în linie dreaptă către Împărăția lui Dumnezeu, cea înmit roditoare prin Harul lui Hristos. Mâine este o nouă zi.